CFR Cluj este pe locul 1 cu 47 de puncte, cu 7 peste Universitatea, care se află pe locul 2. FCSB se află pe locul 4 cu 39 de puncte, dar mai au de jucat o restanță cu FC Voluntari. Craiova mai are de disputat 3 meciuri extrem de importante, cu Viitorul și Poliași în deplasare și cu CFR Cluj pe teren propriu. Următoarele 3 partide sunt foarte importante pentru gruparea din Bănie, iar oltenii vor să termine sezonul regulat cu număr de puncte care să o mențină lupta pentru titlu. Mai avem aceste 3 meciuri și v-am zis, apoi vom trage linie, vom vedea cu cine, care cele 6 echipe care vor fi în play-off, iar atunci vom face calcule, vedem cu cine ne vom bate și așa mai departe. Ce echipe ți-ai dori în play-off? Păi mi-aș dori FCSB, CFR, Craiova, Viitorul, Astra și Dinamo. Fostul fotbalist al Universității Eugen Neagoe este convins că Nistor se va integra foarte bine la Craiova. Nistor este un jucător foarte bun. Mă bucur pentru el că debutul lui a fost cu o victorie la Craiova, dar eu cred că el poate mult mai mult. Este un jucător foarte valoros și cu siguranță evoluțiile lui vor fi mai bune decât a fost în această seară. Papură plusează după evoluția bună a elevilor săi din confruntarea cu Gazmeta Media, scor 3-1, și spune că echipa sa va fi greu de învins. Am arătat un potențial bun, dacă rămânem concentrați, cred că va fi greu să pierdem. Sper din tot sufletul să reușim să rămânem la fel de concentrați și să reușim meciuri bune. În etapa viitoare, Universitatea va juca duminică la Ovidiu în fața formației Viitorul.